Faceți cunoștință cu eroii noștri. Primarul care implementează tehnologiile anilor 90 și ajutorul său cu idei inovatoare. Doamnelor și domnilor, îl prezint pe primarul tău. Dacă s-a făcut asta, dacă și până la urmă la setup suntem cu reconstrucția asta la stat. 35%. 35%. Ha, normal, 35%. Super, super, super. Super, da? Da, da. Dar deadline-ul e făcut pentru iulie 2020. Nu și. Și cum și? Dar pe ăștia care au luat licitația și facem cu deci noi, că de exemplu la Bruxelles am învățat. Dacă omul nu și-a respectat acolo, nu știu ce și nu știu ce, deodată și-l dă în judecată. Păi lasă-i tu nu Bruxelles-ul și-a lași cu judecată. Am ușa ei clarifică, eu în sistem asta sunt de multe ei Bruxelles-ul. Hai lasă-i tu frumos să-i duc. Alo, noroc. Păi și mai să aude ei coci stâiile astea. Cât? Mai trebuie un gheroș, și... da? Aha. Păi, deadline-ul 9 septembrie 2021. Da. Deadline-ul s-a mână? S-a mână, pandemie, deci... coronavirus scrie acolo, stare de urgență, nu sunt oameni. Dar în campanie electorală am zis că dăm afară pe toți ăștia din administrație, da, adică cabinet AIDS. Da, am promis așa ceva și da, promis. Da, dar e societate, pe acțiuni și nu-i să faci nici. Păi, dar te promis, dar spate. Băi, eu vopșe nu înțeleg pentru ce trebuie investiția asta, 24 milioane. Eu am mai soluții care de 1000, de 10.000 de ori mult mai eficiente, înțelegi? E că uite, în zona asta trăiesc undeva 100 de mii de oameni, așa? Cumpărăm 100 de mii de măști, facem upgrade, dar și le dăm la toți oamenii. Dar tu știi cum oamenii poartă măștile, minim jumătate de anul în an. Băi, uite, și investiția asta costă 100 de mii de măști, costă 24 de mii de euro și 24 de milioane. Tu înțelegi diferența? Eu îți arăt amușeva, dar asta încă nu-i patentat. Și ați vedeți soluții cu Europa voastră, voi, păi, e ca e o mască, hai, pune-o și spune-i și simți, simți ceva? Ha? Parcă e în salon la fură. Așa? Uite cu așa e, ia, hopt, brădulezi la mașinică. Ha, ți-a plăcut? Da, interesant ideea. Ia ca și... Și de măști de astea și-a scăpat de toate probleme. Vopșe, băi, chișinăuienii trebuie să zic mulțumesc, că ăștia de la Soroca de 30 de ani își fac treburile în este și nu-i nici strașnic, băi. Bun, dar ce facem cu ăștia care n-a să reușească nici în septembrie 2021? Nu-i nici strașnic, băi, suntem jina pe conducerea care a fost anterioară, primarea anterioară. Este e lifehack, e scrie, lifehack de la primar. Zad, nu, asta e ceva specific, dacă ceva nu-ți prinește, de jina pe administrația anterioară. Deci de la ăștia, la primare și lanței. Și ține minte, băi, să ție, nu ție. Evropa, asta e Moldova, blyad. Hai că ieșim la parcul troleibuzului, vedem ce acolo se întâmplă.